Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, vineri, 16 octombrie 2015, zi în care, cum să spun, dintr-o anumită perspectivă, e așa mai liniștită. Mai liniștită pentru că evenimentele care s-au petrecut și care au fost mai importante s-au derulat la mijlocul acestei săptămâni. După cum foarte bine știți, ședință în Consiliul Local, a doua de îndată, mai apoi constituirea Consiliului Local în Rădău și așa mai departe, cu frig, cu... Știți cum? Ideea este că în acest weekend și următoarea săptămână, deci în acest weekend se va încălzi vremea și se va încălzi binișor până undeva aproape de 20 de grade Celsius, ba chiar la Fălticeni se va și atinge această temperatură, ceea ce cred eu este de bine, mai ales că acolo se derulează Târgul Mărului, ediția 12-a. Cu alte cuvinte, lucrurile sunt bune. Da, pentru duminică avem anunțate chiar pentru Suceava vreo 18 grade Celsius, iar pe mâine undeva așa vreo 12 grade, pe duminică având poate și câteva raze de soare, ceea ce nu se va întâmpla sâmbătă. Oricum, dacă din punct de vedere meteo lucrurile se așează cât de cât, după aia parcă toate vin așa mai de la sine. Cel puțin eu așa trăiesc cu senzația că se întâmplă multe lucruri. Sunt meteosensibile, ca să spunem așa. Iar printre acestea, bineînțeles, mai avem și alte informații, mai avem Niscaiva meciuri, mai, cu alte cuvinte, e un weekend care s-ar putea să fie unul așa mai relaxant. În primul și în primul rând aș vrea să spun că mâine Rapid București, echipă care a fost de 3 ori campioana României, poposește mâine la Pojorâta. Poate dăm lovitura, spune Dănuț Mândrilă. Dacă vom avea aceeași atitudine pe care am avut-o în ultimele două runde, putem scoate un rezultat pozitiv, a declarat antrenorul Dănuț Mândrilă înaintea meciului de mâine cu Rapid București. La partida de la Pojorâta și-a anunțat prezența 500 de fani giuleșteni. Eu având în vedere că ăștia pe unde merg sunt ca peste tot acasă. Stai așa, că ei pe unde merg sunt ca peste tot acasă, eu întrevăd că mâine, când ori merge acolo în inima Bucovinei și o spune că ești peste tot acasă, s-ar putea să nu se știe. Mă gândeam cu ce rimează, cu cocoașă, nu? Că oricât ori fi ei de răi și de supărați și de turbați, orice naș își are nașul, da? Până acum la Pojorâta n-am auzit de evenimente care să fi fost vreodată din partea spectatorilor generate și așa mai departe, cel puțin de când discutăm de Liga a 3-a, Liga a 2-a și așa mai departe. Când vor să vadă că Roja de Onoare este într-o cupa unui excavator, cred că își vor da seama câte să stea cu minți. Bună dimineața! Bună dimineața! De asta o dată. Doi, citeam că vor, nu știu câți, 24 sau câți în presa de ieri. Neaghiță dacă e de-a meu și îl interesează fenomenul. Este foarte clar, și șoptea, oricum i-au arestat pe liderii galeriei. Dar mulți, adică ieri au fost reținuți 24, 48. Cum? Da, bun, nu vine Gigi Corsicanu, dar mai sunt atâția alți lideri de galerie, că și chestia asta cu galeriile de echipe de la București, cu facțiuni și așa mai departe, dintr-o anumită perspectivă, vă spun sincer că mă depășește. Încă o dată îi spun bună dimineața lui Cosmin. Cosmine, mă plângeam așa că am avut parte de o săptămână destul de agitată, da, cu multe evenimente, dar a fost așa cumva în salturi. Dacă nu mă înșel, pe marți n-a fost aproape nimic.
A fost mai liniștit, da? Bine, da. Comandament. Miercuri cu... Da. Miercuri a fost destul de plină. Da. Nu mai spunem, cu acele probleme, cu căldura, cu tot. Din fericire s-a rezolvat, dar a trebuit să jucăm în acea piesă de teatru, cu două acte, cum am spus, ca să putem să se poată rezolva. Acum, să vedem, spectatorii au și ei un rol foarte important în piesa asta, pentru că ei sunt cei care vor trebui mai departe să contribuie la sistem ca să meargă. Avem un nou operator de termoficare, dar trebuie să vedem dacă să nu sârșească la fel ca termica. Da. Dacă bubele vor fi aceleași. Bun, e destul de puțin probabil să se întâmple fix aceeași poveste, pentru că nu e cum, nu sunt fix aceleași date ale problemei. Nu, dar chiar asta nu înseamnă că e imposibil, cum ridici tu un semn de... Da, uite, ce reclamau cei la PSD și de altfel nu numai, dar ceea ce e și vizibil în ultima perioadă, toate ședințele astea sunt așa pe ori-ori. Adică dacă nu facem astăzi, intrăm în istorie că am gafat nu știu ce. Da. Mi se par prea duse în scurt. Dar uite să spună că și ei contribuie la chestia asta cu ori-ori, prin faptul că de câte ori s-au tot întâlnit ședințe, nu-i de ajuns să se întâlnească. Trebuie să iași o decizie când se întâlnesc. Și au fost, ca și în cazul Salut Bizet, de care pomeneau, câte ședințe au fost înainte, în care nu s-a luat nicio decizie, până s-a ajuns la cea în care, hai, facem acum de urgență orice. Da. Și aici, trebuie să vezi și bârna din ochii tăi, nu doar pahai din ochiul altuia. Eu sunt întru totul de acord că întotdeauna, deci când plânge vă unul sau când se laudă vă unul și pe cale de consecință râde altul sau plânge, da? Adevărul e undeva la mijloc. Nu există deținătorii adevărului, da, absolut, da? De-aia este pentru sănătatea mentală, e bine să nu te uiți la posturile care îți dau echilibrate, ci te uiți la extreme, știi? Te uiți la Antena 3 și la B1 TV, da? Adică dacă tot sau... Dacă se poate avea un om de un același timp, da, să vezi așa cam... Păi na, cam asta e, adică bă, la trage hăi, să-l atrage cea. Și atunci tu te uiți, vezi care, ce și cum și înțelege care e situația. Adevărul întotdeauna e undeva la mijloc, dar numitorul comun e ăsta. Dom'le, dacă azi nu facem, de mâine ne îngropăm în gunoaie. Dacă azi nu facem... Da. De mâine stăm în frig și fără apă caldă. Da. Concluzia e un pic mai bine decât la Rădăuți, unde n-au avut deloc consiliu local. N-au fost, din fericire, n-au fost între aici nici întrerupe, nici mica. Chiar mă uitam că imediat ce au preluat nou operator, a și crescut o leacă confortul termic, din ce am vorbit cu lumea și erau mulțumiți de faptul că au dat mai multă căldură în calorifere decât s-a întâmplat în zilele trecute, când au fost cumva în probe. Așa, s-a dat, dar s-a dat ca să nu stea lumea chiar în frig. Eu am stat în frig aseară când am adormit în sfragerie de voseală. Da? Da. Și de la mine, știi cum e la centrală? Bași căldură la început și pe aceea gata, ai oprit-o. Dimineața m-am trezit. Un pic înghețat, nu? Dar nu-i pe de-aia cu gazeificare, cu... Da, dar nu pun mult. Adică ai faci un foc seara așa, tatăl, nu las din cauza eonului. Să mă trezesc în plină noapte să scot jarul din centrală, nu-i plăcut. Asta e tu, având centrală, centrala este foarte important să fie în permanență alimentată curent electric. Normal. Ori curentul electric e fudulie în ziua de astăzi, nu? Adică e după cum vrea mușchiul lui Eon. Asta e. Deși e rețea nouă în zonă. Asta chiar, asta e surprinzător. De-aia, pentru că parții n-am auzit să plâng atât de mult. Bun, dar altă soluție? Nu ai un alt furnizor de energie electrică? N-ai, că tot prin rețelele astea vin. A, deci rețelele sunt proaste, nu e unul prost. Chiar dacă schimb furnizorul, tot așa ține. Nu-ți garantează nimeni. Mai știi? Da, și alte probleme, dar lemn mai găsești? Mai încapi și tu pe piață? Cu ce? După ce centrala asta din Acilișa, din locul Lucet, care arde lemn. Da, da. De fapt nu arde lemn, arde rumegușul. Și tocătura. Tocătura, da. Adică tu dacă
vrei să faci foc, foc în sobă, știi? Trebuie să bagi un lemn, două pe seară, nu? Da, da. Ok. Dacă vrei să bagi, să pui așa, la Suceava nu poți să pui jumătate de hectar, ca să, știi? La Suceava trebuie să, că nu poți să pui lemn, că asta nu e pe lemn, e pe rumeguș. Întâi trebuie să tai lemnul, trebuie să pui lemnul la bun deoparte, să-l trimiți pentru Germania, da? Sau unde îl trimite Austria. Firma asta, în Austria. Și cojița aia o bagi tu în partea asta altă, dar care mai are și apă, mai... deci trebuie să tai mai mult ca să faci foc în sobă la Suceava, știi? Tu ai luat o bucată de lemn, mai se mai găsește lemn pe undeva? Mai greu. Mai greu, deci se simte greu, așa un pic. Cererea e foarte mare la nivel național, oricum. Aha. Chiar văzusem o statistică de curând, nu mai știu acum, 4 milioane de tone pe an numai lemn de foc solicită de la populație, ceea ce îi ceva. Uh-huh. Adică ar însemna cam capacitatea anuală a Sucevei. Cât produce anual Suceava, dar inclusiv, tot, inclusiv lemn de lucru, nu doar de foc, mă refer. De da. Așa. Bun. Ia să vedem. Ieri am fost la conferința de presă a lui Ștefan Alexandru Băieșanu și tot o dădea că nu știu ce se întâmplă, că partidul, că să facă alegeri, să alegeri, sondaje de opinie și alte. Astăzi văd în toată presa, și plângea că, doamne, dați scris voi în ziar că de acum Ioan Balan este candidatul. La nivel de o zi, două, trei în urmă, Ioan Balan a fost declarat candidatul din partea partidului. Văd că aseară, în biroul permanent județean, s-a finalizat această procedură, da? PNL și-a desemnat candidații la funcția de primar în principalele localități ale județului. Adică, domne, alegerile sunt vara sau când or fi anul viitor. Deja trebuie de început lupta asta, munca pentru construcția. Deci normal să aibă acum. Imagine, da? Și liberalii au hotărât așa. Gheorghe Aldea la primăria municipiului Fălticeni, Cătălin Miron la Rădăuți, Ioan Balan la Suceava, da? Au fost validați drept candidați cei 49 de primari în funcție pe care are PNL la nivel de județ. Nu continuăm lista, că e foarte lungă. Și cu asta, hai, gata, la luptă, nu? cu toată părerea de rău și cu tot respectul, trebuie cu senzația că domnul Băieșanu așa e rupt de realitate, adică e cu două, trei faze în urmă. Știi la fotbal când îl vezi pe unul că e pierdut? Că, cum am fost noi în meciul cu Finlanda? Deci Finlanda a intrat de vreo două, trei ori la noi în careu, îți arăta că a găsit intrarea înspre poarta noastră să-ți dea gol, îți dă gol. După aia noroc de arbitru ăla, că era fost Giorno, știi? Și nu le-a dat și 11 metri, care a fost 11 metri, da? La fel și în faza asta. Și după aia să vezi tu reacție până a început să trezească Naționala României și hop, că jucam și noi meciul ăsta. La fel și Ștefan Băieșanu. Bine, dar nu că hai să mai discutăm un pic de... Băi, frate, deci în politică... deci nu-i domeniul meu de specialitate politică. Dar în politică, în primul și în primul rând, trebuie să ai și niște oameni în jurul tău. Da? Ori... Ștefan Alexandru Băieșanu cere voturile sucevenilor, dar el nu reușește să le câștige nici măcar pe ale colegilor lui de partid. Cum Doamne apără și păzește, un sondaj de opinie să se transforme într-o chestie definitorie pentru viitorul primar Sucevei. Adică, dacă mergem pe logica asta și dacă doamna Sofia ar vrea să se implice, dați-mi voie să vă spun că la notorietate îi bate pe toți, da? Adică dacă tu pui, nu vă supărați, alegeți între cetățeanul X, între domnul X și Sofia Vicoveanca. Sofia Vicoveanca, vă rog să treceți acolo. Nu? Da, bun. Aceeași chestie. Am înțeles, tu ești cu domnul Lungu. Nu! Eu nu prea agrez chestia asta cu implicarea personalităților culturale în politică, pentru că păi nu. Administrație, cultura e cultură. Nu-i...
Noi și unde, da, unde deci s-a făcut la nivel național, n-a ieșit bine. Sunt de acord. Da, ești de, stai, cine? PRM-ul la un moment dat ieșise cu... Da. Dom'le, sunt șmecheriști, strategii de piață, de marketing până la urmă, care te obligă să faci lucrul ăsta. Eu încercam să scot în, în evidență, nu... Corect, nu. Am înțeles exemplu, e foarte bun. Notorietate. Da. Da? Spunând un lucru că se poate declara, adică stai așa, de, întotdeauna a fost mai vizibil, mai așa, dar eu ce am nevoie la capitolul primărie? Hmm? Cum îi trebuie echipă? Deci, oricine vine ca primar să facă o treabă, trebuie să aibă ceva în spate. Și experiență și echipă, în primul rând. Păi, până acum de curând era USL-ul. Domnul primar a zis că e apolitic, nu-i mai trebuie nimic. Că nu, nu apolitic. A zis că e... Independent. Independent, așa, independent. S-au supărat cei din PDL la vremea respectivă că... Ne, aveau și ei primari, erau vreo 10, dacă mai prosteau unul dintr-o parte sau din alta, aveau majoritate fără să se mai chinuie. Corect? Yeah. Corect. A venit după aia legea aia minunată cu țop-țop în ce partid vrei tu. Traseismul, da. Da? Țop-țop și-au făcut majoritate, după care țop-țop s-au unit PNL-ul și s-a mutat majoritatea într-o parte într-alta. Drept pentru care, dacă întrebi pe un PSD-ist la ora actuală din Consiliul Local, băi, cum a fost la putere? Bă, nu prea bine, că ne cam... adică cu aia din PNL nu era... cum să spun, ca într-o echipă. Știi că trebuia să, da, mai negociez un pic. Bun. Și am acum în opoziție. Bă, dar stai așa, dar eu îi fi în opoziție, da? Dar PNL-ul e la putere. În Consiliul Local, să ne înțelegem, da? Adică are majoritatea. Dar Consiliul Local PNL, prin vocea distinsului domnul Lucian Harșovski, a zis clar că lucrează de mă împotriva lui primarul, nu? Deci e în opoziție pe care de consecință. Și PSD-ul e tot în opoziție. Deci, deci din opoziție. Această... Eu nu înțeleg nimic! Trebuie de înțeles că-s căutate locurile în opoziție. Din moment ce toată lumea s-a îngrămădit acolo. Bă, dar stai așa, Oleacă, că am mai înțeles ceva. Deci a fost ședința asta de Consiliul Local. Păi ăștia votau pentru, ăștia votau, adică se abțineau. Dom'le, singurul care a votat împotrivă... Constant, Arămescu. Domnul Arămescu, da? Deci domnul pe ăștia, păi ce? Ăștia, domnul Arămescu, ce? Nu, nu-i bun. Bă, îmi place. Da, de remarcat într-adevăr, că au rămas constant la toate. Deci au mers de la un capăt de la altul cu același vot. Nu a fost, nu s-a schimbat. Asta a fost, fiecare contează opinia lui, nu vrea să, nu e de acord cu privatizarea în general. Asta era ideea. Totul trebuia să rămână la stat. Nu aveau ce căuta nici în sarcina Consiliului Local, termoficarea și alte bătăi de cap și la fel și cu toate, chiar a dat exemplu, bineînțeles, și cu EONU și cu toate. Nu, ar fi trebuit să rămână la stat. Asta era ideea pe care a mers. De-aia și motivat acel vot negativ dat continuu. Măi, și am, cum să spun, fără a fi riscul de a mă pronunța, dar cam are dreptate pe unele chestiuni. Că nu știu cum am fi putut să facem la modul cel mai serios, dar asta e cu totul și cu totul altă poveste. Până un alta, noi trebuie să ne luptăm cu ce avem. Ceva ce a mai fost așa interesant în Consiliul ăsta, în ședința de Consiliul Local? Că sunt multe de alea care nu încap în ziar, care nu... Deci asta, spre exemplu, cu Aramescu, eu n-am văzut-o. Nu a fost. Păi nu, a fost prea serioasă tema ca să... I-am scris și de partea asta, dar... Da? Na, așa... N-a încăput în ziar. Nu, a intrat. A intrat? Da, n-am văzut. Nu știu că a intrat. A fost și partea asta. Na, a fost interesant cum s-au răzgândit așa de la două ore la alte două ore. În care asta a fost practic o pauză de două ore între cele două ședințe în care dacă la început aruncau cu toporul cei de la PSD că nu fac și nu votează, a doua oară votau cu ambele mâini. Interesant acum ce s-a întâmplat în cele două ore. Ce negocieri s-au purtat, de s-au răzgândit atât de mult.
Dar practic în prima ședință s-a votat ceva, da? S-a votat doar faptul că în urma agitației Termonetul este nou operator. Așa. Iar dar acolo au putut pentru că au fost votările PNL-ului. Da. Deci e clar, cele 12 voturi a celor care erau prezenți la ședință. PSD-ul a votat acolo. Dar ce reclama PSD-ul acolo? Ei au spus că sunt nereguli la atribuirea acestui contract. La desemnarea câștigătorului. Asta reclamau. Eu n-am înțeles de ce, că și asta am prins-o la un moment dat, n-am înțeles de ce nu s-a discutat un picuț mai mult de Veolia. Veolia, care este unul dintre mari operatori în domeniu și care venea cu o propunere de aport de capital, de investiții în Suceava, undeva la 20 de milioane de euro. Trebuie să spunem clar aici care e problema. Deci, acei nu veneau cu toți banii aia din buzunarul lor. Ok. Era vorba, ei au băgat în acea sumă fondurile europene pe care au zis ei că le vor atrage. Fondurile europene pe care nu aveau cum să le atragă ei direct, ci primăria, pentru că ea este proprietarul acestor rețele. Ei nu puteau să atragă ei numele lor. Ei trebuiau doar că să puteau oferi, domnule, numele primăriei, facem noi dosarul. Cumva asta au venit ei. Domnule, și noi atragem banii ăștia. Eu am văzut că pe oferta pe care o aveau ei, spuneau că o să vină cum. Eu mă gândeam că vin pe partea asta de contorizarea fiecărui apartament. Bun, asta e altceva. Partea tehnică aveau, într-adevăr, un dosar tehnic foarte bun. Dar în același timp și un preț mult mai mare. Deci dacă calculăm cât erau prețul, ei veniseră undeva la 276 de lei pe gigacalorie. Da. Asta era oferta lor. A mai scăzut în urma negocierilor ceva, dar oricum, per total, se apropia gigacaloria undeva la 4 milioane jumate spre 5. Ar fi trebuit cu cost de producție plus transport și distribuție. Ori în condiția astea, ori se majora destul de mult la populație, ori trebuia consiliul local să suporte mult mai mult decât suporta chiar și la termica, dacă o luăm acum în calcul. Era, de aia a fost o decizie destul de... Păi nu, e clar, costul ăsta, până la urmă, e cel mai important, cel puțin pe ecuația asta pe care o avem acum. Dar hai să păstrăm un pic proporțiile și să mergem și pe următoarea chestiune. Pe mine, până la urmă, mă interesează costul real, da? Pentru că, spre exemplu, cum e la poarta fabricii acolo, la ieșire de la chestia aia de arde rumegușul, da? Deci de acolo, gigacaloria la poarta fabricii e preț stabilit și da, 167 consiliul de lei. Local au nu știu câți ani, vreo 7 ani de zile sau 5 ani. 5 ani. Deja 5 ani. Deja 2 au trecut. Deja 2 au trecut, da? Da. După 5 ani. 116 lei plus TVA vine. Cu alte cuvinte, un preț, îndrăznesc să spun, cel puțin informațiile pe care le-am avut până în momentul de față la dispoziție, că prețul ăsta este unul dintre cele mai mici din România. Da, da. În privința asta stăm bine. Deci, chiar suntem dați ca model. De aici de la un preț foarte mic. Ama, eu pun întrebarea, poate Veolia vine cu prețul corect? Că după vreo 2 ani de zile ori să zică ea, ha-ha! Vezi că ăsta e prețul. Că nu după 2 ani, după 3 ani de zile. E un joc pe sârmă aici. Nu, chiar, deci, oricum, când au făcut calculul ăsta la preț, l-au destul de justificat prețul. N-ar trebui, chiar după cei 3 ani, chiar dacă va mai crește puțin, pentru că din câte vedem, prețul lemnului e leacă în creștere. A crescut anul ăsta deja puțin. Păi n-ai zis tu că nu mai e lemn. Nu că nu mai e lemn, că e mai greu. E cererea mai mare. Da. Asta spuneam. Și chiar a crescut. Anul ăsta a crescut puțin prețul lemnului la foc și deja există propunere să mai crească. Uh-huh. Tocmai din cauza cererii foarte mari. Și oricum, la nivel de Europa a început să cam fie creșterea asta, pentru că și în alte părți se încălzesc pe nu doar la noi, ca să fim clari. Dacă să mergem poate, deci pădurile se pot exploata 110. Da, da. Și din exploatarea pădurilor se poate trăi și foarte bine. Și în Finlanda. Deci una e să exploatezi și alta e să defrișezi, să ne înțelegem. Da, corect. Pădurile trebuie exploatate. Asta e o realitate care
E ca orice bun care l-ai și în grădină, exploatezi acel pământ, nu-l lași să stea. Da. Doar ca să ai verdeață, că ai bălării, dar nu-ți aduce nimic. Corect. E același exemplu, dar într-adevăr, s-ar putea, după cei 5 ani în care prețul ăsta reglementat, să mai crească foarte puțin. Dar mult nu s-ar justifica, pentru că după calculele lor, ținând cont că ei vând energie electrică, și cererea chiar a fost destul de mare pe piață anul ăsta, în condiții în care a fost secetă, de exemplu. Li se închid bine calculele acolo. Da. La prețul. Acum să vedem pe partea asta de... Acum, să vedem peste o țurcă mai încolo, da? Oricum, ideea este, din punctul meu de vedere, că am avut trei participanți la această licitație și cumva de când s-au înscris la licitație, cam știam câștigătorul. Să știi că multă vreme chiar am zis că o să fie Veolia, pentru că da? Aveau acea experiență în spate. Eu am avut cu senzația, eu am trăit cu senzația în permanență că va fi câștigător, cum se cheamă, termonet, nu? Termometru. Termonetul. Ți-am spus de ce, chiar au fost, ca și punctaj, Veolia era pe primul loc. Asta sunt clar. Dacă nu veneau cu acele solicitări de la final, ei au fost chiar la un pas, deci cu o zi, două înainte de a se da oficial câștigătorul, câștigători neoficiali erau cei de la Veolia. Mm-hmm. Îți spun că a fost o răsturnare de situație, în condiții în care ei, pe ultima sută de metri, au zis, domnule, da, uite, acceptăm condițiile astea finale, dar venim și noi cu niște condiții. Și cereau ceva de genul, primăria să garanteze consumul unui anumit număr de gigacalorii pe an, indiferent dacă populația consuma sau nu acel număr. Deci dacă stai iarna asta e mai căldut și stai cu caloriferul mai închis, primăria trebuie să plătească oricum cât au spus ei, că trebuie să aibă consum. Ceea ce iar nu era în regulă. Adică banii e tot de la noi veneau, nu veneau din altă parte. Da, 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 corect. Nu, și mai erau niște în caz de exemplu, dacă se debranșează foarte mulți oameni și nu li se mai închid lor ca și costuri. Trebuia dată o despăgubire destul de mare și semnificativă. Era vorba de cifra lor de afaceri, ori numărul de luși și toate altele care iarăși împovărau, erau niște condiții împovărătoare pentru bugetul local. Nu, dar condiții până la urmă aberante, pentru că hai să spunem pe aia dreaptă, uite eu pe astea nu le știam în amănunt. Da. Dar stai așa alea, că tu vii aici îți faci calculul foarte clar, da? Și după aia vrei să... Mie mi-ar conveni să-mi deschid eu SRL pe tema asta, da? Adică dacă îmi garantează primăria și numărul de funcționari, da, și numărul de abonați, practic, da. E betonat, adică aia e afacerea care câștigă sută în mie, da? Tu dacă ești la un butic, da? Se pare că dai lovitura maximă cu cornurile, ți-ai cumpărat niște cornuri extraordinare, ai vândut prima jumătate, ești boier, deja te gândești că îți cumperi nu știu ce mașină, și a doua jumătate stai și mucegăiești acolo, că nu mai o arunci marfa aia. În afaceri mai și pierzi. Ori din ceea ce îmi spui tu, cei la Veolia au venit așa, adică domne, și asta, și asta, bun, și asta, adică mă betonez din toate. Ei au experiența a ceea ce au mai făcut în România, pentru că ei acum, în momentul de față, prestează 9 orașe acest serviciu. Deci acest serviciu și cel de purificare a apei și multe altele, adică e o firmă... Au experiență în spate, trebuie să recunoaștem că au putere și putere. Dintr-o anumită perspectivă foarte serioasă. Mie mi-ar fi dat un alt gen de liniște dacă venea o firmă de asta să fie operator. Adevărat, ți-ar fi dat și alt gen de factură la căldură, în același timp. Domne, dacă numai să nu-mi fi dat o factură de genul cum dau ăștia la E.ON. Deci niște integrale și niște... Vă adunați toți vecinii de pe scară și vă uitați. Facem X0. Deci e cumplit. Dacă îți dă o factură de aia, nu-ți mai o trebuie să fie nimic. Factură unică, da, de anul viitor. Așa de a zis guvernul, da. Adică, mai, da, în fine, hai, nu mai comentez. O vedeau și pe aia cum o să fie, că de simplu, așa au promis că o să fie foarte simplu de descifrat. De aia nu mai cumpă lumea integrame. Acum au facturile astea, să uit acolo, fac. Foarte simplu de descifrat. Îți dă codul ăla de bare. Na, ia și descifrat. Și gata, da. 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 Și asta spuneam cu cei de aici. Ei, prestând în 9 orașe din țară, au mai fost orașe în care au avut și au cam luat țeapă.
De-aia când au venit aici, au început să pună niște condiții mai drastice. Pentru că au fost pățiți. Sunt orașe unde au renunțat la termofiecare după vreo 2 ani, cât țin minte. Tocmai din cauza că au început cu un număr de consumatori, a scăzut, nu le-a mers bine. E, uite, în alte orașe le-a mers. Și într-adevăr au un serviciu destul de serios, fac și investiții, dar am spus, în același timp, costurile se regăsesc foarte mult la bugetul municipalității, unde prestează. Unde de altfel tot noi. Știi? Adică e tot comunitatea, da. Nu, că nu discutăm de alții. Și aici, nu... să fim serioși, cei de la Termonet care au preluat acum, automat vor merge la primărie, domne, rețelele astea sunt găurite, hai să mai schimbăm din ele. Și o să fie tot aceeași poveste, tot la fondurile europene să apeleze, așa cum au spus și cei de la Veolia, că or să meargă să facă. Da. Până la urmă. Nu știu ce să spun, dar rog pe Cătălinul meu să ia prima pagină din obiectivul de astăzi. Eu am găsit o fotografie la nunta unui cetățean, că altfel n-au. Da, deci nu l-au prins. Ovidiu Stelian Năstase este cel mai nou sucevean intrat pe lista Most Wanted a poliției române. El este căutat de polițiști din întreaga țară pentru care de executat 10 ani de închisoare. Ovidiu Stelian Năstase a primit această pedapsă după ce a coordonat o grupare formată din 18 suceveni ce a furat peste 300.000 de euro din mai multe conturi bancare. Cercetările efectuate de DIICOT au stabilit că faptele de înșelăciune au fost comise atât prin fraudarea conturilor clienților, cât și prin utilizarea datelor confidențiale legate de conturile acestora puse la dispoziție de un funcționar bancar. Părți vătămate sunt Unicredit, Țiriac Bank București, CTLM, IFN, SA București, TBI Credit, Credit Europe Bank, SA București, Ralfi IFN SA Cluj-Napoca și EFG Retail Service IFN București. Dăm un pic imagine cu un cetățean. Dacă de la atâtea bănci și firme abia a tras 300 de milioane, conturile erau cam goale. Să cunoaște că sunt conturi de român. Dacă era în afară dată lovitura, trebuia să aibă câteva milioane de euro. Nu, eu acum mă gândeam la următoarea speță. Că, știi, peste tot, domne, cel mai sigur loc e în bancă. Deci acolo îți ții bănuțul și cel mai sigur loc e în bancă. Ok, să presupunem că e așa, dar când auzi câte o poveste de asta și vezi că una, două, trei, patru, nu știu câte bănci, nu știu ce reprezintă IFN-ul ăsta, întreprindere fără nume, nu? Habar n-am. Deci, când vezi atâtea bănci atinse de chestiunea asta, îți dai seama că, de fapt, ca în orice chestiune, sistemul bancar are la un moment dat și problemele lui. Da? Având problemele lui și întâmplându-se toate chestiunile astea, normal că discutăm de niște întâmplări. Cum e întâmplarea asta? Întâmplarea face că pomul ăsta îl știu. La un moment dat era el în PD sau în PDL, da, dar cu de-alea, adică el convins că vrea să, ok, nu prea știam eu cu ce se ocupă, se băga la licitații de-astea, la lemn, sau, da, nu știu, așa mi-explica el mie și vedeam pe aici, se învârtea. Păi pe lângă asta, dacă îi cercetează băieții activitatea infracțională, cine știe pe unde ajung, nu? Și am întrebare este, a furat 300.000 de euro, dar de la câți oameni, știi? Că dacă i-a furat lui Videanu, știi, dacă bine să mă iau după ce spun ăștia la Antena 3, păi dacă a furat ăla, pe bune, jos pălărie, adică n-am nicio problemă. Să la Băsescu. A? Deci dacă a furat la Băsescu, n-am nicio problemă. Trebuie să-i facă așa. La Voiculescu. Cum era filmul ăsta, ia de la Băsescu. Știi? Dați un pic, dacă tot îl caută poliția, e most wanted, îl caută poliția română, să vedeți dumneavoastră pe cine caută poliția română. Adică, profil de infractor, da? Cu floricele, cu de-astea. Elegant, la 4 ace, tot. Și da. E fotografia la nuntă.
Dar nu, e sigla la, e sigla, dar apare de acolo așa. Așa, scârț, 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 mai dă scârț un pic, se vadă. Frumos, nu? Ia uite. Deci, most wanted, îl caută poliția română. Chestia asta, știi? Fraude, de nu știu, a ajuns 10 ani de închisoare. Nu-i. E cu valul de emigranți. Nu? Da. Oricum, acum chiar e mișto faza cu emigranții. Ai văzut ce sume le va oferi? Eu zic să ne facem transformă. Guvernul nostru, statul. Ah, da? Da. Adică noi avem bani să mai ținem și de asta. Da, da, sunt mai mari decât salariile oamenilor care muncesc în România. Asta e mișto. Deci e mai avantajos pentru noi să ne transformăm în emigranți, în propria țară. Da, decât să mergi la muncă. Asta e chestia care mă uimește tot timpul. Cum se poate un... Undeva... Ar trebui să-i dea mână undeva la 11-12 milioane. Da. În lei vechi vorbim, așa, pentru înțelesul tuturor. În condiții în care sunt o grămadă de oameni care merg la muncă dimineața până seara... Asta e. Pentru... Uite, asta e... Nu, că apare și sigla un pic. Acum. Da? Ia. Asta e. Ia uite. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Da? Doamne, l-au găsit. Deci l-au găsit cel la obiectiv. L-au pus pe prima pagină. Fotografie la nuntă. Nu? Asta așa. Ar fi mișto, deci ca imigrant tot trăiește bine de tot. Da. Bine, bine. Și în condiția asta... Plus că din ce am văzut, n-ar veni chiar rupți în fund de bani. Ar cam avea bănuți. Ei pleacă acolo de rău, că doar n-au plecat de bine. În afară de aia care sunt misiune. Veniți în Europa, da? Da. Ok. Detalii vis-a-vis de cetățeanul de care v-am vorbit sunt în pagina a treia cotidianului Obiectiv, în articolul semnat de Constantin Zuzeac. 18 persoane alături de el, printre care și un funcționar bancar, vă spuneam, au fost trimiși în judecată în 2011 pentru furturi din conturile bancare. Dar aici, repet, dacă fura toți banii ăștia la unul de la doi, îl numeam haiduc, nu? Dacă îi dădea și la oameni, Cosmin, ești atent la mine? Da. Deci dacă îi furau banii de la unul bogat și dădea la săraci, îl numeam haiduc. Ama nu știu, poate prin priceperea hackerului care era implicat în asta, poate a furat câte un euro de la fiecare om. E că lor la mărășteni și-a dat la bogați. Asta nu știu cum se cheamă. Mai nu știu exact care e speța. Spun sincer că nici măcar nu am răbdare să mă uit la o asemenea speță. Dar o zi cât se poate declar, genul ăsta de indiviz trăiesc printre noi, par inofensiv și nici nu știi de unde ți află contul și parola la card, nu? Și după aia rezolva problema, adică bagă cardul în perete și ți-a scos toți banii. Dar n-ai tu atâția, așa că e un subiect care momentan pe mine nu mă paște, știi? Adică 300.000 de euro, ok. Sunt niște cifre. De aici se chinuie să scoate niște bănuți. Păi, ăla este... Deci, pe bune, ăla e special, dacă reușesc să scoată de pe cardul meu, 300.000, adică chiar trebuie să fie bun, bun de tot. Ce mai? Dar nu bun, cred că de fapt îl cheamă David Copperfield. Magiciane! Dynamo sau regretatul Iosefini senior sau Iosefini junior, nu? Trebuie să pună multe zerouri acolo. Băi, care e valoarea lui zero? Zero. Pagă pe zerouri, care e problema? Da. Asta este informația care deschide ediția de astăzi a Cotidianului Obiectiv. Imediat după publicitate vom vorbi despre un caz care s-a petrecut ieri în Suceava. Două cămile, deci dacă tot a apărut valul de sireni, două cămile au apărut ieri în Suceava. Despre ce e vorba, vă povestim imediat. Ușa. Da, suntem din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii. Vă spuneam, monitorul de Suceava ne anunță despre niște momente uluitoare care s-au petrecut în Suceava.
Două cămile au galopat printre mașini partera principală. Cămilele au fost scoase prin oraș pentru a promova un circ. Care circ? Circul care e în Suceava, da? Sau circul care o să vină, din două una. Apar n-am, că aici e treaba e serioasă, da? Martor ocular, da? Că aici ai pus ghilimele de rigoare. Urcam dinspre grupul școlar spre centru, iar deodată am văzut cum din sens opus vin două cămile. Una era pe banda întâi, alta era pe banda a doua. Și nu semnalizau. Acum, asta, bun, noi putem fabula. Din ciclu noi punem... Suceava mereu surprinzătoare. Băi, over. Deci, ideea e următoarea. Cămilele, că, așa zice aici, scene uluitoare, așa, pam. Ineditul eveniment s-a petrecut în jurul orei 13, așa, cămilele fiind văzute în timp ce alergau, cămilele au colorat traficul, de, așa. Dar, nu, spunea la un moment dat că, practic, cămilele au fost scoase pentru a promova circul, dar s-au speriat de traficul din Suceava. Și noi ne speriem. Noi de când spunem că traficul din Suceava e de speriat, adică despre ce vorbim? O spunem de 100.000 de ani. Dom'le, e îngrozitor traficul. E horror. Na, cămilele s-au speriat. Trebuie să vă mărturisesc că în pauza de publicitate Cosmin spunea: hai, dar eu aștept să vină și că, cu girafe. Să vădă girafe la geam acolo, când stau și scriu, streacă așa prin dreptul. Eu ți-am mai spus, ai văzut Hangover partea a doua măcar? Sau partea a treia, nici nu știu în care parte, când plimba la Camila cu... Aha. Da? Păi dacă mergi cu o girafă prin Suceava, la câte mați au întins toate filmele de cablu, toate alea, a? Horror după aia. Adică o să fugă cu totul, adică toate animalele când aduci înapoi Camila în două. Ursul, da? Da. Deci, te-am întrebat, au mai găsit ursul care se plimba prin Suceava? S-a speriat de comandamentul ăla care s-a făcut la nivel de prefectură. Da, au fost și pe la muzeu, că ești domnul ursul, pe acolo sunt urși în păiață. Sinistre glume avem în dimineața asta. Da, fie vorba între noi, deci cursul ăla, până la urmă, are dreptate domnul Horodenciuc, nu? Pe mai lăsați-mă la anuntă, îmi plac o prostie aici, cu o gâldeața care... Un urs cu minte, aș știu să despar la timp. Mai știi care să nu mai dea bătăile de cap. De ursul ăla. Eu cred că era prins de cineva, l-a scăpat un pic din mână și l-a luat repede înapoi, adică... Da, când a văzut că aș și luat amploare. Păi, da? Eu tare cred și nu m-ar mira să fie un puiuț rezultat în urma braconajului ce s-a executat asupra lui doamna mama lui, știi? Care se locuiască la bloc. Ei, da, mă locuiește la bloc, da, adică... Da, ce mai? Să vedem ce ne mai oferă Suceava. Momentan ne-a oferit un urs, două cămile. Băștere la circ au primit o amendă de cât? De 10.000 de lei. Deci plimbarea cămililor îi va costa 10.000 de lei pe administratorii circului. Deci ăștia-s banii care noi au făcut ei în, făcut, da, în Suceava. Au cam venit pe minus săraci aici. Să aibă multe intrări ca să recupereze banii. Dar oare or să fie obligat să-și plătească? A? Păi nu zic nu. Acum părerea mea este că ar trebui de avut în vedere să nu se mai întâmple așa ceva, știi? Că altfel închipui oarecum cum ar opri un gardian public sau nu gardian public, cum se cheamă, polițist comunitar, da? Când iese unul la plimbare cu elefantul, știi? Doar și elefant, vă rog frumos, prezentați autorizația de mărșăluire prin Suceava. Bate, da? Palma. Da, sau cu o gorilă, bate palma aici. Polițiștii aveau să afle în scurt timp că cele două cămile sunt de la circul Cutare, Toredo, aflat în aceste zile în oraș. Angajații circului au ieșit prin oraș pentru a promova spectacolul, dar de regulă se mergea cu mașină de aia care răcnea într-una. Da, da. Da? Au ieșit cu două cămile, cu un ponei și o lamă.
ce nu au luat în calcul angajații circului a fost că traficul supraaglomerat ar putea să sperie animalele. Acum, dacă ține minte, au mai fost în Suceava când au și alții care au venit cu circul și au defilat inclusiv cu elefanță. Tot vorbeam de elefanță. Da. Chiar am scris și eu atunci, în momentul respectiv. Dar bine, ei au știut, și-au cerut voie de la primărie, au avut o autorizație. Aici, pe ăștia au prins pe picior greșit, pentru că nici nu au avut niciun fel de autorizație. Au ieșit de capul lor. Asta a fost. Dacă aveau măcar autorizație, aveau o mică acoperire pentru ce s-a întâmplat acum. De adevăr, nu a fost nimic grav, dar putea să se întâmple. Despre ce vorbim? Când vezi că mi-l alergând pe tine. Despre ce vorbim? Adică, hai să spunem următorul lucru. Alaltăieri a fost Sfânta Parascheva, da? Da. Orice circulator cu mașina prin Suceava știe ce se întâmplă când e zi de sărbătoare. Și dacă mai și plouă un pic, giugiuc. La revedere, adică dacă dai a doua de la intrare din Burdujeni până la ieșire din Fălticeni, înspre Fălticeni, când intri acolo. A treia ești, zi un nume de ăsta, de pilot, care n-a avut probleme cu Mika Häkkinen. Păi trebuie să fii extraordinar de să stai foarte bine cu nervii. Uite, cămilele n-au stat bine cu nervii. Deci, alaltăieri, Sfânta Parascheva, așa, ieri se asfalta pe Mărășești. Da, nu puteam să cred că o străduță atât de mică poate da atât de tare peste cap traficul în zona aia. Da, este. Deci zona centru, zona George Enescu, cumplit s-a... Și, din nefericire am văzut pe foarte mulți cetățeni care ajungeau până în drept și semnalizau că vor să intre și hopa! Deci o chestie care numai la noi se poate întâmpla. Și anume, proastă semnalizare a lucrărilor. Adică, băi, eu unul când dacă mi-a plăcut ceva în Germania, în Austria, în mod deosebit, a fost felul în care erau semnalizate lucrările pe care... Păi dacă lucrau la un canal, da? Păi blocau cu vreo 2 km înainte pe autostrada respectivă, da? Și spuneau semafoare și de-alea de direcționare să mergi, să nu dai în partea cu canalul, cu un kilometru înainte, adică semnalizări că parcă spunea ce o să fie, da? În oraș nu mai spun cum sunt semnalizate lucrurile astea. Păi la noi nu, adică nu se aprindea un bec, băi, stai că urmează ceva, știi? Nu avem cultura asta din punctul ăsta de vedere. Da, într-adevăr. Au fost deficitar la asta, dar cam toți care au făcut lucrările astea la noi au fost deficitari. La un moment dat au primit și niște amenzi, cei de la Pfeiffer, știu. Și au plătit bună? Au mai fost care l-au plătit, că l-au pierdut și în justiție câteva. Da, au atacat în justiție, dar vreo 4 le-au pierdut deocamdată. Și acolo s-au obligat să plătească, nu mai au ce face. Dar, într-adevăr, nu e cu chestia cu blocatul cu un kilometru, dacă o faci în Suceava, dai peste cap traficul și mai rău dacă blochezi o bandă înainte. No, e așa, dar oricum ar trebui semnalizate mult mai din timp. Am văzut și eu. Deci, la fiecare situație avem un anumit gen de aplicare a marcajelor respective. Nu ca să înțeleagă cămilele, să înțeleagă tot bizonul din trafic, da? Adică eu, să înțeleg. Băi, urmează. Deci, Mărășeștiu e în asfaltare, adică un pic de comunicare și la fața locului. A fost și mai așa, mai pe rapid. Hai acum că ține vremea cu noi. Hai rapid să o asfaltăm, da. Să terminăm. Cam așa a mers treaba. Că ai adus tu vorba de Pfeiffer. Dom'le, eu am și obsesiile mele, știi? Nu am pretenția că dacă am venit și am arătat la un moment dat o gropiță la televizor, deja se rezolve problema. Pentru că rezolvări de asta am mai văzut eu. La un moment dat eram cu tine în emisiune sau nu? Cert e că am arătat o lucrare de undeva, de la o străduță pe care stau eu. Bă, și căzut hidrantul ăla, vreo jumătate de metru. O rezolva problema, s-au dus și au pus niște pământ deasupra. Ok, dacă așa se proceda, îmi pun întrebarea, de ce n-aș fi făcut eu lucrul ăsta?
Ei, îmi vine răspunsul de la domnul Cosmin Romega din ediția de astăzi a Monitorului de Suceava. După un dezastru lăsat de marca Pfeiffer pe o stradă din Nițcani, care a fost dată uitării de autorități, iar domnul aici de față, Cosmin Romega, își ilustrează cu două fotografii ale străzii respective foarte frumos și mai pune și următoarea chestiune care practic de aici începe să-ți fiarbă un pic sângele în tine. Sătul să-și rupă mașina prin gopi, Ștefan Covțun s-a apucat să repare singur strada, dar s-a oprit pentru a nu se trezi amendat că a intervenit pe domeniul public. Și am dau seama de ce am făcut eu. Bine că nu n-am pus eu pământ deasupra peste groapa aia. Dar mai este o groapă la Curcubeu, care e foarte adâncă și care, spre onor, am prezentat-o în această emisiune. Încă nu a fost acoperită. Taximetriștii mi-au spus, domnul, dar e de câțiva ani acolo, adică... E prietena noastră de acolo. Eu am învățat-o, dar am mai văzut oameni care nu o știu. Și zdrang! De ce? Nu se poate. Vreți să mai arăt o dată poza? Mai arătăm o dată poza. E cumplită. Deci e foarte adâncă. Eu nu știu ce poate fi acolo de desubt. Păi dacă nu facem acum, când încă e un pic, o facem la iarnă? Sau așteptăm să cadă o mașină cu totul acolo? Sau că nu încape o mașină, măcar un motoscooter ceva? Motoscooterul nu are greutate, deci e o groapă sigură. Nu? Care e povestea cu această stradă din Nițcani? Și care este povestea cu firma Pfeiffer? Că am înțeles că scăpăm de ei. Dar vin văpsâți în altă culoare, nu? Sau în altă firmă. Depinde ce lucrări mai o să mai fie de acum. De adevăr, ăștia oamenii aveau o stradă care o zice, noi nu avem pretenții, noi atâta vrem niște pietriși acolo. Dacă s-ar pune, să putem merge, cât de cât. În pagina 11 a colegiei mai avem două fotografii cu cele pe care de care vorbeam. Da? Strada Ion Luca Caragiale, o stradă nenorocită de lucrările Pfeiffer și cetățeanul Ștefan Covțu. Da? Și oamenii respectivi au zis, domnule, a stat un an de zile acum, dacă nu a venit ploi, n-am mai putut. Asta, acum au văzut și ei nici mai pot, cât vreme mai circulau pe vară, mai circulau așa, pinte, cât se putea. Da, da, da. Acum am zis, oricum. De când au dat bălțile, nici nu mai știu pe unde zgropile. Eu m-au avertizat când au să mai, aveți grijă pe unde mergeți, nu vă scufundați prin bălțile alea. Într-adevăr, au niște bălți frumoase de tot. Au venit cei de afară, au săpat și au pus niște pietriși așa la mișto. Dar ei ce au săpat acolo? Le-au pus canalizare. Și canalizarea n-ar fi trebuit să preia și apa pluvială? Nu există niciun fel de gaigări pentru așa ceva. Nu. Deci efectiv le-au pus doar canalizare pentru case. Au săpat pe o stradă care până acum bănuiesc că respectiva stradă avea șanțuri, rigole sau ce ori mai fi, care oricum n-am auzit până acum de curând ca strada Ion Luca Caragiale să fi fost strada problema Sucevei, da? Dar în momentul de față cred că a devenit una din străzile problema ale Sucevei, pentru că numai bine au modernizat-o cei la Pfeiffer, nu? Da. Primul trecut ei cam trebuie să vină de primăria din urmă să bage mulți mai mulți bani în reparații stradale. Deci cam asta e adevărul. Chiar vorbim zile trecute cu primarul, spre domnului, mai trebuie 1 milion de euro doar ca să refac până au distrus. Dom'le, dar asta e bine, știi? Deci, până la urmă, noi trebuie să mulțumim firme Pfeiffer. Pentru că firma Pfeiffer a obligat primăria Suceava să asfalteze străzile. Adică ei pe unde au trecut? Au lăsat dezastru atât de mare încât a trebuit făcut ceva după. Altfel, dacă erau, mai stăteai tu mult și bine cu strada. Da, așa, va veni ziua în care strada e un loc al Caragiale, va vedea asfalt. Și după ce o să vadă asfaltul, o să zică, știi cum? Băi, mulțumim lor de la Pfeiffer că au distrus. Dom'le, ne-a mers rău, vă două luni de zile, dar după aia uite ce ne-au făcut. Ce bulevard au făcut, ce pistă de decolare, ce elastică, nu? Deci, dacă avem capacitatea, puterea
de a vedea câte un lucru bun în fiecare lucru prost care se petrece, pe bune vom avea puterea să trecem foarte bine peste toate năcazurile care ne lovesc zi de zi. Zi de zi și zi de zi. Municipiul Rodăuți are un nou consiliu local și viceprimar. Să nu-ți vină să crezi. Da. A? Bogdan Login a fost ales viceprimar cu scorul de 7-5. Și celălalt viceprimar sau celălalt consilier cu atribuțiuni de viceprimar sau nu avem așa ceva? Viceprimarul va fi delegat prin ordinul prefectului cu atribuțiile primarului de municipiu. Noul viceprimar, Bogdan Login, a declarat imediat după investirea în noua calitate: în primul rând, țin să mulțumesc colegilor pentru încredere și sper că vom lucra bine împreună. Există mai multe priorități: aducerea la zi a documentației restante, rezolvarea situației la Spitalul Municipal, reabilitarea străzilor. În sfârșit, sunt foarte multe de făcut. Decizia pentru candidatura la calitatea de viceprimar a luat-o greu. Deja am auzit prin sală unele răutăți la adresa mea, însă vreau să precizez că din punct de vedere material am pierdut foarte mult pentru că nu voi mai putea activa la firma mea. Am venit cu cele mai bune intenții, nu voi amesteca politica cu administrația și îmi exprim speranța că totul va fi bine, chiar dacă nu am experiență în administrația locală și în domeniul juridic. Mai mult, voi fi asistat de profesioniști, întrucât intenționez să colaborez cu consilierii personali. Doresc să-i asigur pe rădăuțeni că voi face tot ce îmi stă în putere pentru comunitate. Bogdan Login are 34 de ani, este absolvent de științe economice, a intrat în PSD în 2005, conduce o afacere în domeniul prelucrărilor metalice, potrivit celor afirmate de secretarul municipiului Rădăuți, Marinică Sofronie, urmează ca în cel mai scurt timp noul viceprimar să fie delegat prin ordinul prefectului cu atribuțiile primarului de municipiu. Asta e, ca să spunem așa, scurt pe doi, ceea ce s-a petrecut ieri la Rădăuți. Doamne ajută că intră lucrurile pe un făgaș normal, dar știi cum? Bă, toată vara, când se putea turna o mânuță de asfalt, când se putea face ceva, că, mă, n-au avut înțelepciunea cei din guvern, de pe unde ori mai fi, să facă lucrul ăsta. Acum, l-au lăsat pe omul ăsta, Bogdan Login, deci, să rezolve 1.000.000 de treburi în cât? 2 săptămâni la dispoziție. Dacă or fi alea 2 săptămâni. Săptămâna viitoare ce va mai fi mai călduț, că după aia prognoza meteo iarăși scârție oarecum. Zic, Cosmin, nu știu că nu e specialitatea ta, Rădăuțiu, dar nu e cumplit așa să te pună în funcție în pragul iernii, adică ce să mai faci? Pornești bradul, nu? Da. Ce mai poți să faci? Să aibă grijă, căldură și apă caldă. Dai zăpada la o parte. Da, asta e foarte importantă cu zăpada. De ce? Contează mult. Mai ales pentru că... Da, acolo... de acord cu tine. Dacă nu ninge, e o iarnă perfectă. S-au descurcat destul de bine cu servicii comunale acolo la ei. N-au fost probleme în genul ăsta din anii anteriori. Da. Au continuitate pe domeniul ăsta și ținând cont că și instructătoare e tot de la PSD, nu cred că o să vrea să șunteze nou viceprimar. Mm-hmm. În vreun fel sau altul. Da. Ne mai spune aici colegul tău, Luigi Bărăgoiu, că la ședința de ieri au participat senatorul UNPR Mihai Neagu și deputatul ALDE Constantin Gălan, de parcă ne-ar fi interesat lucrul ăsta. Acolo, în imagine, dacă te uiți, chiar vezi multe alte persoane. Consilierii locale erau de toți. Făceau rugăciune, dacă te uiți acolo. Păi da, e și preotul, da? Și da, domnul Harasim sau cine pe aici? Nu e domnul Harasim, sau e domnul Harasim. Da, e treabă serioasă, adică, deși acolo trebuia dat cu aghiazmă mare, dintr-un colț într-altul, la masa aia rotundă, și trebuia un preot și o slujbă de exorcizare în Consiliul Local Rădăuți, în sala aia. Să nu, Doamne fere, să se mai întâmple vreodată ce s-a întâmplat până acum. Deci astea ar fi marile lucruri care s-au petrecut ieri la Rădăuți. Aia este.
Băi, 197 de zile. Au avut ceva. Chiar că e record, la ce puțin la nivelul județului, sigur e recordul deținut când o primărie fără conducere. Mai văd în monitorul de Suceava, colțișorul la stânga sus, nu mai știu exact care e semnificația, dar e unul dintre proiectele, pardon, e unul din articole sau genul de articol care are o mare vizibilitate în ziar, da? Și îl văd pe primarul din Moldovița, într-o fotografie de aia, de pregătit campania electorală, nu? E cu pixul în mână, pregătit să semneze niște proiecte. Traian Iliesi, primarul din Moldovița, refuză să plătească orice sumă datorată în proiectul Suceava Utilități și Mediu. Doamne, dacă te iei după titlu, spui așa, hei, ce e asta? Adică, cum adică refuzi să plătești tu un proiect Utilități și Mediu dacă, nu? Ai de plătit banii. Dar mă zic, ce spune și omul. E imposibil să plătească oamenii așa ceva, ținând cont că această conductă nu are cum să ajungă la noi. Nici Curtea de Conturi nu ne permite așa ceva, pentru că investiția trebuie să fie în localitate. Adică, eu înțeleg din două fraze și știm foarte bine că proiectul ăsta Utilități și Mediu poate a fost el extraordinar de bun la un moment dat sau cine știe ce gândeală, dar în timp s-a dovedit că a fost una dintre cele mai proaste chestii gândite pentru zonă. Dar asta e, s-a văzut lipsa aia de previziune și predictibilitatea pe care ar fi trebuit să o aibă România. Bă, unde ne aflăm peste vreo 5 ani? Cam pe unde ne-am aflat peste vreo 10 ani, da? Cam așa trebuia gândi când s-a pornit proiectul ăsta. Pe, la vremea respectivă s-a pornit așa mai altfel, cu garantări guvernamentale, cu nu știu ce. Cert e următorul lucru, că sunt localități care au bani de dat, vorba cântecului, dar de primii n-au primit nimic. Da, asta e problema. Și într-adevăr justificată poziția, dacă... Păi, cum să spun, e cât se poate normal, dar cum să plătesc dacă, după cum spune, că, doamne, eu până la urmă plătesc, că a fost proiectul partidului meu, sau, bă, hai că facem așa... Doamne, da, la un moment dat îți vine instituția asta, Curtea de Conturi, și spune așa, bine, ai plătit, bravo! Cum plătești pentru groapa de gunoi, da? Pentru, stai cum se cheamă, nu? Că platforma ecologică de gunoi, nu? Sau ramp, în fine. Yeah, ramp. Doamne, pentru aia plătești, na, că trebuie făcut, da? Dar aici, doamne, am plătit să avem țeavă de gaz. Super! Și unde-i? Noi. Uite, e aici, în curte, la primărie, toată țeava. N-am apucat să o întindem. Când a demarat proiectul, nu, el nu era... Era destul de ok, așa ca și gândire. În sensul că la vremea respectivă gazul era foarte ieftin. Da, dar nu avea predictiv, Cosmine? Da. Deci nu era, nu gândea de perspectivă. Era în ideea că să aducă un plus de modernism în tot județul. Nu era rău ca idee, intenție cel puțin. Ca intenție. Da. Ca intenție, ca idee. Fost, da, eu știu că atunci, în perioada când era președinte de Consiliul Județean, Mârza, atunci da. A fost demarat. Tot da, 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 da. Dar... uite că în timp s-a dovedit că nici măcar acolo unde a ajuns acel gaz nu este folosit. Cosmino, de eu exemplu, la vremea respectivă... Unde au și centrală pe gaz, e funcțională, dar nu se încălzește nimeni la ea. Tot preferă să stea cu sobele în casă și cu lemnele pe care le aduc. Dacă te mergi acolo la blocuri, sunt acele cuști metalice pline cu lemne, fiecare șcară cu brațul sus. Până la urmă, ies mai ieftin decât pe gaz în momentul actual. De-aia și refuză. Da. Așa că... Da, este ilogic să te apuci tu și să construiești centrale pe gaz în vârf de munte. Adică nu că e ilogic, dar domnule, pentru confort, pentru un anumit grad de civilizație, pentru du-te în Vatra Dornei și ai să găsești hoteluri mari care au în curte acele butelii de gaz petrolier lichefiat, da? Dar da, pentru populație, atâta timp cât el dă viață, a crescut cu pădurea care îi cade în cârcă, în spatele casei la 5 de metri, da?
Să vii și să-i spui că, știi, începând de mâine căldura te costă. Păi de ce să mă coste? Da. Mulți au pădure proprie. De exemplu, se duc și iau din propria pădure. Păi nu. Cum să spun? E destul de complicat. Adică, odată, ăsta a fost unul din aspectele sesizate la vremea respectivă. Și atunci știu că mi-am exprimat punctul de vedere pe direcția asta. Că aici e una din marile probleme în ceea ce... Și doi, perspectiva unei investiții de o asemenea amploare, adică genul ăsta de proiect se putea realiza pe bani europeni după vreo câțiva ani, da, foarte bine, foarte bine și foarte ușor. Faptul că la vremea respectivă nu existau fonduri europene, nu eram integrați în Uniunea Europeană, dar oricum ne așezasem în direcția respectivă, îmi arată că cei la Consiliul Județean de atunci, în speță echipa care era în jurul lui Gavril Mârza, nu a avut viziune pe viitor, ce se va întâmpla, pentru că și aici trebuie să ai puțin tică minte în momentul în care te bagi, pentru că e ca și cum tu acum te-ai apucat să știi că se termină benzina de pe lumea asta și tu îți cumperi mașină pe benzină, știi? Adică nu îți cumperi o mașină electrică, știi? Cam la maniera asta ar fi discuțiunea. Asta e de reproșat. Iar punctual, în asemenea situații, până la urmă, justiția își spune cuvântul. Primarul din Moldovița este obligat conform contractului să plătească, dar conform celor de la Curtea de Conturi, i s-ar imputa fiecare leus pe care l-ar plăti. Drept pentru care, fraților, rezolvați-o în instanță și cu asta basta, pentru că altfel nu-i cum. Corect. Zic eu. Nu, așa era și cu ce am văzut la un moment, dar vis-a-vis de termica, instanța a pus așa problema. Da, am înțeles moralmente, am spus, da, legal nu e în regulă ce să petrec, nu dați drumul la căldură. Da, tot așa, legal nu au voie să dea drumul. Tocmai de aia s-a și mers pe ideea de probe, a făcut acele probe. Dar nu se putea merge mai mult cu ele, de aia și a fost acea criză. De miercuri când, domne, noaptea asta nu mai putem da, gata, să termină cu probele. Din păcate, noi în România trebuie totdeauna să jonglăm așa, fix pe dunguța de la lege, știi? Un pic pe afară, dar centru de greutate să fie în interiorul legii. Păi, cum să spun, evident pentru toată lumea că s-au făcut acele probe, că de nu... În casele sucevenilor dârdăiau mulți de fric. Cei care erau raportați la sistemul centralizat. Cum? În cadrul problemelor chiar s-au rezolvat niște probleme, că au apărut avarii în oraș. Deci nu, chiar au avut și rolul lor de probe, într-adevăr. Cam totdeauna. Dar și dublu rol de a încălzi în perioada aia, când au venit și temperaturi. Aveam o discuție la un moment dat cu cineva, așa mai omul mai încerca să facă economie cam din orice. Și o iarnă întreagă l-am văzut, el făcea economie la gaz, știi? Și a pus centrală, el trebuia să-și scoată investiția în 2 ani de zile. Crescuse un pic prețul la gaz, dar el trebuia să scoată investiția, adică el așa auzise de la alții că unii și-au scos investiția pe centrală în 2-3 ani de zile și el a vrut în 2 ani de zile. Mă, și venea la servici tot timpul rege, curgea nasul de alea, pastile după dânsul și... Păi, prietene, ia calmează-te o leacă. Spune și mie, ai pornit aseară centrală puțin, 5 minute. Bun, foarte tare. Cât costă metru cub de gaz sau cât ai folosit-o acolo? Și spune omul, băi, cred că o jumătate de metru, super, bravo. Cât costă chestia? Pastile. Nu știu, cât, vreo 2 lei. Dar pastilele cât te costă? Bă, vor 40 de lei pe ele. Dar oare nu-i mai simplu să încălzești, să stai normal în casă, să nu răcești? Da? Păi cam asta se întâmpla, asta e la posesorii de centrală. Și sunt unii care și-au pus centrală ca să facă economie. Ideea că nu mai plătesc, nu mai așa. Dar sunt
unii cetățeni care nu au altă situație, da? Și atenție, sunt și bun platnici, adică te duci acolo la linie, la asociație, vezi omul cu 0 lei datorie, cu toate alea. Ea ce vină au că a venit iarna așa brusc? N-au nicio vină. E normal. S-a găsit acest artificiu. Bravo lor, bine că am găsit acest artificiu. Să dăm drumul la probe. Grozav. Deci eu spun, asta fac parte din normalitate. Chit că, din păcate, trebuie să călcăm așa ușor pe lângă lege. Adică, nu? Bun, da, aici, într-adevăr, trebuie aprecia faptul că cei de la Termica, chiar cu acest artificiu, au făcut treaba. Pe ultima sută de metri, deși acum au până, s-a închis, da, tot, au murit, dar și-au făcut treaba până în ultimul moment. Și o chestie importantă. Da, de fapt, să nu vorbesc prostii, nu s-au achitat de datorie, că no, nu, 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 falimentul din cauza datoriilor. Da, în caz mare, nu doresc nimănui ce, prin ce și cum a trecut Termica, pentru că e destul de greu să lucrezi și să ai atâtea fronturi, știi, și cu cetățenii și cu... E foarte greu să prestezi până la urmă un serviciu care ține și de latura socială. No, nu-i simplu, da? În fine. Ce discutăm după publicitate? Doi militari care făceau un tandem contrabandă cu țigări, trimiși în judecată pentru un transport de aproape 100 de mii de euro. Anchetă finalizată. E.ON susține că ai remediat toate avariile la Valea Moldovei. 180 de case n-au energie electrică. General Construct va moderniza vechiul sediu al ACET, iar Ion Lungu spune așa: nu am majorat taxele și impozitele locale timp de 7 ani. Nu le majorez nici în 2016. Iar mai mult decât atât, în conferința de presă de miercuri, domnul primar ne-a anunțat că vom plăti impozite mai mici, totul după publicitate. Totul pentru casa ta. Da, suntem din nou în direct pentru partea finală a acestei emisiuni. Ce spuneam eu? Așa, doi militari care făceau un tandem contrabandă, sau o vreți pe aia cu impozitele mai mici? Cu impozitele vreți? Hai întâi să vă chinui așa un pic cu doi militari care făceau un tandem contrabandă cu țigări, trimiși în judecată pentru un transport de aproape 100 de mii de euro. Dar banii ăștia sunt cumva... Băi, banii ăștia puteau să-i câștige în caz de... Că bă, nu cred că discutăm de... Bă, frate, câte țigări... Unul conducea o auto-utilitară cu care transporta țigările, iar celălalt un BMW pe post de antemergător. Deci ăștia mergeau în coloană, coloană oficială, adică dacă își cumpărau și girofar, putea să fie și undercover, nu? Doi tineri care lucrau ca militari la unitatea de vânători de munte la Roșu, dar care în timpul liber se ocupau de contrabandă, au fost trimiși în judecată de procurorii parchetului de plângă judecătoria Câmpului Moldovenesc, după ce au fost prinși în flagrant în timp ce transportau țigări în valoare de aproape 100 de mii de euro. Din ancheta procurorilor rezultă că cei doi inculpați, care între timp au fost trecuți în rezervă, acționau în tandem. Unul la volanul unei autoutilitare care transporta țigările, altul într-un BMW pe post de antemergător. Acuzații grave, s-a interpus și a folosit șicană în trafic pentru a-i opri pe polițiști. Ce mai? O adevărată nebunie și o poveste interesantă adusă în atenția noastră de Florin Paiu în ediția de astăzi a Monitorului de Suceava, în pagina a 6-a cotidianului Monitor. Da. Ce mai? Cosmin nu fumează, nu-l interesează. Dacă te uiți, este o poză interesantă cu copacea aia strâmbic. Chiar când mă uitam ieri la poza aia, de la zăpadă, în pădure, se vezi așa, copaci. Numai așa. Fie rupți de la jumătate și s-au scoși cu totul. S-a rupt, bine, la o grămadă de lume s-a rupt în livadă, dar să vezi în pădure asta deja e mult mai impresionant când vezi în jurul tău o grămadă de copaci făcuți praf. Da. Dacă a fost strâmbă lemne pe acolo, știi că era un popor aia cu strâmbă lemne, exact așa arată. Copacii mi-așa, pac, 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 ba, ba, rup, ba. Chiar o zăpadă cu efecte dezastruoase chiar.
Văd în articol scris de domnul Cosmin Romega, îl cunoști pe domnul Cosmin? Nu. Cosmin Romega, vă rog frumos, domnul Cosmin Romega alături de noi și în această dimineață. 30.000 de metri cubi de masă lemnoasă, pagubele făcute de zăpada timpurie în pădurile de foioase. Dezastru natural, pur și simplu așa e intitulat acest articol. E o problemă care, fie vorba între noi, e destul de complicată, dar 30.000 de metri cubi de masă lemnoasă, până la urmă, dacă sunt exploatați, vor fi exploatați. Deci astea sunt distrugeri, dezastru natural, dar până la urmă nu s-a pierdut marfa asta. Pierdut în ce poate sens? Pentru că majoritatea sunt copaci tineri, care nu erau ajuns sau au capacitate. Păi aveau și frunza mai bună și au reușit. Asta e păcat, că într-adevăr, ei nu erau nici, mai aveau de stat încă 50 de ani pe puțin în pădure, până să ajungă la vârsta de exploatare. Acum, privința asta e o pierdere, că prea... Pierdere, dar cum ai prins tu pe cetățenii aia conaționale noștri în pădure la... În parc la Șipăde. În parc la Șipăde. Tăi au copaci de avea treabă. Na. Duminica, acum două duminici. Așa. Cu ferăstrău frumos. Dădeau la... Și cu muzică. Asta era mișto. Aveau castofonul cu ei, pac! Unul ținea castofonul pe umăr și doi dădeau la ferăstrău să doboare copaci. Foarte frumos. Când au auzit de poliție... Într-un exces de exercițiu civic, le-ai spus, bă băieți, chem poliția, nu? Da. Urmarea? Au tulit. Bine, s-au întors. Imediat cât că s-au întors. Nu... N-ai stat să-i urmărești. Stai acolo cât să stai moș și bine. Păi nu, dar tu trebuie să te așezi acolo, știi? Și să aștepți până vine poliția. Și aveai de așteptat, frate. Aveai de așteptat. Pentru că nu erau cămile să vină domnul Iepureanu, îți dăm 10.000 de lei. Da. Bun. Deci avem una bucată situație complicată în pădurile din județ și nu numai a fost această zăpadă care măi, a și surprins pe de o parte, știi? Da. Că, Doamne, iarăși vine iarna, surprinde autoritățile. Dar chiar am auzit, am auzit oameni care spuneau foarte clar. Citeam pe asta. La noapte ninge. Da? Sau, la ora două ninge. Hai bă, mă, lași. Cum se poate așa ceva? Vezi când a început să ningă la ora două? Și-a nins, chiar. Și-a nins. Nu așa. Bă, dar a nins și a nins și numai nu se oprea de nins. Mă uitam și eu, copacii numai așa făceau. Altă dată în decembrie stăm și mă uitam, o leagă de nisoare, o leagă, atâta, să dăm doi fulguleți. Așa mă, nu se oprea. Da. Și a nins, și a nins și pe stradă zăpadă, 21 de centimetri în octombrie, oameni buni. Și cum arăta drumul spre Struiești, pe toate alea, voi că... Pe la Ișești a fost groaznic chiar, oameni. Am și eu un sfat de dat. Bine, eu vreau și eu să-l aplic pe ăsta. E sfat. Câteodată, știi, mai, fac și dau sfaturile astea, dar mai mult sunt pentru mine, știi? Eu consider că săptămâna asta, când vor fi 12, 14, 18 grade, știi, cel mult, e tare bine de schimbat anvelopele de trecut pe iarnă. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că oricum, după umila mea părere, n-are cum să vină vara în perioada imediat următoare, nu? Și cum spuneam, un fost președinte a României, iarna nu-i ca vara. Iarna nu-i ca vara. Deci, având în vedere că vine anotimpul rece, eu cred că ar trebui că... Mă uitați și la băieții care lucrează la vulcanizări auto, la unde schimb roțile, da? Eu nu te apuci tu să le schimbi în spatele blocului. Hai, chiar atâta, pentru 2 lei, nu? Deci te duci la de asta. Și acolo, în perioada în care începe chestia asta... Cozi, frate, adică câte mașini mai sunt? Vreo 7. Doar 17. Aha, am înțeles, știi? Și te duci și stai acolo cu alți colegi, cetățeni care evident intri în dialog cu ei. Dar despre ce poți vorbi dacă nu de anvelope? Calitatea lor. Doctorul în anvelope de viață. Păi, stai mă, frate, dar două ceasuri să discuți numai despre anvelope? A? E cam mult. Că după aia o dai pe politică. Și dacă o dai pe politică... Se încinge treaba. Se încinge treaba. Și oricum,
Dar nu, nu merge politică fără Băsescu, da? Nu? Adică Ponta. Și cam gata, adică acum să vedem cine mai intră în colimator. Băsescu, da. Păi nu? Asta e. Bun. Domne, foarte important. Din obiectivul de astăzi aflăm un lucru important. Îl spune eu în lungul. Nu am majorat taxele și impozitele locale timp de 7 ani. Nu le majorez nici în 2016. Mai mult decât atât. Dacă proprietarii de garsoniere și de apartamente cu 4 camere vor plăti cu 1 leu mai puțin, deci v-am zis, plătim mai puțin, pentru apartamentele cu 2-3 camere, taxele și impozitele locale vor fi ca și în 2015. Deci la garsoniere plătești cu 1 leu mai puțin, v-am zis, deci impozite mai mici, de la 23 camere îți plătește la fel. Acum, luând, bine, și salariile sunt mai mici la noi, dar, într-adevăr, impozitele sunt destul de mici la noi, chiar și raportat la salarii. Asta trebuie să o luăm ca realitate, că dacă ar fi crescut, legea respectivă permitea, a fost dată în ideea că, domne, hai că vor majora primarii aceste taxe și impozite, nu majorează guvernul, nu nimic, majorează ei direct. Ei, nimeni nu o să-și facă acum, pe an preelectoral, majorarea asta. Nici, asta e clar. Nu cred că se vor risca mulți. Dar, să zic, în vreo 2-3 ani s-ar putea să dea mână liberă la multe primării și din județ și din țară. Păi nu, practic, în primul an de după ce ai fost ales primar, ăla e anul în care trebuie luate deciziile alea mai nasoale. Nu? Pe cale de logică, adică tu vii primar. Da? Să presupunem. Cosmin Romeca este primar, da? Păi, și vrea să mai iasă și al doilea mandat. Adică dacă vii primar și vrei să faci, te-ai apucat și ai făcut treabă 4 ani de zile cât n-au făcut alții. Da? Dar tu dacă vrei să ieși primar, primele decizii și alea mai nasoale și cei mai greu, te apuci în primul an. Ca în al doilea an să faci nu știu ce, în al treilea an și în ultimul an ăla de dinainte de alegeri, să asfaltezi. Asta e rețeta de România. Mi-aduc aminte că Mărășeștiu s-a asfaltat în ziua de alegeri, nu? Era Marian Ionescu și a tras, uite, acilișa un asfalt mișto pe Mărășești, pac, și după aia a picat. Adică asta e, că pe aia de pe zona Mărășești nu-i prostești. Uite că am găsit și altă rimă, da? Eu m-am pun întrebarea oare, cred că de asta s-au grăbit, s-au chinuit să facă Mărășești anul ăsta. Să nu fie taman la anul când e că tura trecută a dat ghinion. Care asfaltează Mărășeștiul, pac, nu mai este primar, nu? Ce-o fi zis domnul primar, domnul Lungu? Băi, nu asfaltez la anul, asfaltez anul ăsta ca să nu fie nu. La anul. Anul viitor pune decorații de Crăciun în tot orașul. Pentru că așa a promis atunci în Consiliul Local. Când nu, n-a promis, dar bă, a fost un răspuns la o șicană. Și un răspuns pe bun. Bune, eu n-am înțeles. Un răspuns bun. Nu, dar mie, spun sincer, mie mi-e foarte drag Lucian Harșovski. Da, deci genul cât a viceprimărit în primul mandat, iarăși a viceprimărit ca lumea, acum în al doilea mandat a început în forță, da, se vede că e activ. Treabă. E purtătorul de mesaj al PNL-ului. Ca în politică, câteodată o mai gafesc, câteodată mai așa, dar asta e altă discuțiune. Dar el ca viceprimar, spun sincer, eu personal ca Suceavean sunt mulțumit de activitatea lui. Spre deosebire de domnul Vârvara, care nu vedeam, nu-l auzeam, nu răspundea la telefon, era fric că-l chem la emisiune sau eu știu ce. Dar vreau și eu să sesizez, domnule, uite, o haită prea mare de câini pe acolo. Trimite girofarul de la poliție să-i fugărească sau cine știe. Dar sunt, adică, dacă tot văd multă lume, știi foarte bine, Cosmine, apelează. Adică când ne văd pe noi pe stradă, domne, uitați-vă, avem și noi o problemă. Și încercăm să o pasăm unde trebuie, da? Sper eu, fără a fi interpretat ca fiind trafic de influență lucrul ăsta, da? Adică sunt problemele cetățenilor. Ei, spuneam că în tot acest context îl vedeam pe... și îl văd, îmi place ca și ca și activitate. Dar vreau să spun ceva și am uitat.
Ai pornit la ideea cu decorațiunile de Crăciun. Da, cu decorațiunile. Deci, Doamne, foarte multe lucruri bune. Până de ce te iei tu de decorațiuni? Se știe și de fiecare dată și în fiecare an. Doamne, ar mai trebui și nopci. N-a fost prins anul ăsta. Și în Georgenescu, tot timpul a fost niște. Dar trebuie și în Georgenescu. Da. Adică, Doamne, de sărbători, când mergi pe bulevardul principal, da? Băi, e o frumușață. Și acum chiar mergea, la cum l-au făcut. Da, e o frumușață. Okay. Și-a mai Georgenescu. Mergea. Ce-o fi trebuit? Că ordin de partid, că hai să oprim. Da, hai că de-alea, adică... Asta chiar n-a... Au gafat-o alea că acolo. Aici un pic de gafă. Ei, și răspunsul a fost foarte mișto din partea primarului Ion Lungă. Lasă atunci că le pun toate. Ce-am făcut? Da? Deci asta e povestea vis-a-vis de... De partea cu decorațiunile. Ne-am fi dorit. Adică nu ești în George Enescu... Noi ăștia din Opcin, noi ăștia din Burdujeni, parcă am vrea mai mult. De ce nu și în Scani? Bine, nu prea ai ce, că pui ce? Unde să pui? Unde să pui pe Scani? Să pui pe pasarelă, nu? Că tot e gata îndată. Da. Acum... E gata pe deasupra, că pe dedesub nu e gata. O să fie mai bine iluminată pasarela. Asta o să avem, nu mai pune decorațiuni. Stai, nu, deci pasarela au făcut-o pe deasupra, e gata, pe dedesubt. Mai au foarte mult de lucru. Au mai cerut o lună, nu? Da, da. Dar oare reușesc? Sperăm să încadreze. Deci constructul era așa în dubii când noi zis. Ah, o lună. Deci, aproape. Depinde cum se mobilizează. Știi care e problema mea? Suceava nu e asediată, nu e blocată dacă nu se circulă pe pasarela de la Ițcani o lună, două, trei, două luni deja aproape că au trecut. Că nu s-ar mai circula încă două luni, slavă Domnului că funcționează breteaua aia, bucățica da. De șosea de centură, că mai e cum e, e prosemnalizat lucrarea, ca de obicei, un lucru omniprezent la majoritatea lucrărilor din Suceava. Îmi spunea cineva că s-au rătăcit pe acolo autocare, adică nu e o semnalizare de aia ca lumea să se vadă clar, băi, urmează cu tare pentru Suceava, intri pe aici, uite, faci un ocol mai mare, dar treaba e bună. Repet, semnalizare proastă. Lucru care mă interesează cel mai mult în toată ecuația asta este ca toate aceste lucrări să fie de calitate. Pentru că... Uite, ți-o spun pe aia dreaptă, avem acolo zona intersecției Bulevardului Mare cu Traian Vuia. Tu ai văzut cât de vălurit e acolo asfaltul? N-ai văzut că nu e șofer? V-am văzut în alte zone, așa că nu deci, poate nu acolo. Deci, zona aia, bine, din nefericire, beneficiază, cred că, de... E punctul nodal al Sucevei. Cred că acolo e cel mai mare trafic. Pe acolo trece, oricum, și tonajul greu, că... Nu înțeleg de ce nu aduc combustibilul pentru, adică lemnul, adică bucățile de lemn, adică resturile de lemn pe cale ferată până la CET, că ai infrastructură de a aduce pe cale ferată. Deci astea sunt aduse camioane, tot cu camioane este adusă marfa pentru moluri, și tot traficul pe acolo trece, deci arată cumplit ce acolo, cum arată asfaltul în zonă. Da, încă e de bine, dar cu certitudine acolo trebuie intervenit și făcut altceva, pentru că sau dacă nu scos traficul greu și foarte greu, pentru că altfel situația va fi foarte complicată în scurt timp. Gândește o lucrare în zona respectivă. Mie mi-e frică să mă gândesc că ar putea fi o lucrare în zona aia. Nici n-ai pe unde, cu ambulanța zbori. Deci e cumplit. Eu nu țin minte cum am reușit noi să trecem atunci când s-a asfaltat. Cred că s-a lucrat pe o bandă, pe a doua. S-a lucrat, adică da. Aia e. Păi știu că atunci veneam pe jos la serviciu, că ajungeam mai rapid decât. Ai înțeles? Da. Fix ora nouă. Fii atent, îi facem o bucărie lui Cătălin, de nu se poate. Stop cadru. Final de emisiune. Mai sunt multe lucruri interesante pe care le găsiți dumneavoastră în presa locală de astăzi. Sigur va fi și Craiova nouă pe Tarabe. Până la momentul întâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească. Ție ți s-a îndeplinit o bucurie astăzi, Cătăline. O zi excelentă.